Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bun venit pe la noi! Bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că v-ați făcut timp să ne faceți și nouă o vizită. Este plăcerea mea. Este o provocare uriașă. Uriașă. Sunt foarte agitat. În loc să am mâine, am mânuși de box în mâini la gătit. Da. Ce loc ocupă mâncarea bună în viața dumneavoastră? Un loc foarte important, mâncarea bună, dar nu făcută de mine. Sincer, îmi place să mănânc, sunt gurman de multe ori. Numai că, vezi tu, având trei surori plus mami, tata nu prea mă lăsa în bucătărie. Dacă mă vedea tati că vin la șef la cuțite, mă spânzura. Nu sunt mândru de faptul ăsta, dar eu n-aveam voie bucătărie. Decât la masă, n-aveam voie nici să duc farfuria la spălat sau să o spăl, pentru că nu mă lăsa tata. Îmi spunea mereu, de ce e mami și ai trei surori? Ele trebuie să gătească, tu ești împăratul. Da. După aia am învățat, când au venit copiii, trebuia să ajut soția. Și să știi că nu mi-au căzut stelele de general. De... O să gătesc o mâncare care m-a surprins foarte mult când am ajuns în Spania. Este prima mâncare care am mâncat-o la San Sebastian. Se numește arroz a la cubana. Mâncasem orez, mâncasem de toate, dar cu banană n-am mâncat niciodată. Banana, bineînțeles, nu am mâncat-o pentru că am crezut la început că e de ornament. Presupun că dumnealor știu că au gătit o viață și sunt obișnuiți la tot felul de mâncăruri, dar... Să vină de la Cicanu. Pe Cătălin l-aș folosi atacant ca să țină de minge. Dacă e puternic, puternic. Nu știu cu cine a jucat, cu Sorin, fundaș central, sau cu Florin. Nu știu care e mai dur, mai agresiv. Că fundaș central trebuie să fie agresiv, să sperie adversarul. Eu am fost un jucător puturos. Puturos, dar tehnic. Dădeam gol prin minutul 5 și până minutul 28 stăteam la umbră. Sunt cel mai mândru că am încă am recordul meciurilor jucate și goluri marcate. 330 de meciuri. 70 de goluri. Am fost votat cel mai iubit jucător străin din istoria lui Real Sociedad. Iar la Getafe nu-ți mai spun. Cam statuie. Sunt singurul român cu statuie în străinătate. M-am reușit să mă impun. Am fost și un tip plăcut, că eu sunt un tip plăcut. Nu am treabă cu nimeni, nu mă cer cu nimeni. Sunt vesel tot timpul, optimist. Ce mă? Ce salată? Ce salată e mă asta? Ce te e? Jur de înscris salată de băf. Ce mâncare e asta mă? Ce mâncare e asta mă? Ia. Dă-și mie sarea. Mai pune. Altceva? Deci avem orez cu roșii, ouă și banane. Și banane. Cine gătește mă așa? Banane prăjite, nu orice banane. În America Express am tot mâncat banane prăjite cu ouă. Africa. Mâncare africană. Așa pare, că da. E genul ăla de acolo. Banane prăjite cu pui și cu orez, mâncare africană, mâncare cu baneză pe acolo. Clar. Quanto se... Da. Hai să votăm. Nu cred. Hola, cómo
está? Buenas noches, señores. Hola, ¿cómo está? Bună seara, bună seara. Bună seara, ce onoare mare. Tot respectul pentru noastră, vă admir. Ce onoare, ce surpriză. Gică Craiovan. Ua, ce tare, frate. De unul dintre băieții simpatici din fotbal. Poate cel mai simpatic. O legendă vie a fotbalului românesc. Mare de tot, e uriaș. Cum ai făcut de te iubește toată lumea? Deci... Am fost un tip cu șansă, cu noroc. Spania, jur, pe unde am fost în Spania, toată lumea, Gică Craiovanu. Deci e până la maxim. Da, Cătălin, dar vezi tu, am fost iubit pentru că și m-am făcut iubit, pentru felul meu de a fi. Eu nu mă cer cu nimeni, nu mă iau de nimeni, văd de treaba mea, pe Caterinca tot timpul, că asta e important. Chiar mi-aduc aminte, la 38 de ani a fost ultimul an în Spania și Schuster era antrenorul meu, dacă vă aduceți aminte, a fost Ben mare Schuster, fotbalist. Normal. Ben Schuster, neamțul. Fotbalist. Mi-a zis să mai continui, nu ca să joc, neapărat să joc, ca și atmosferă. Ca să ții atmosfera în vestiar. Eram pe vrăjeală. Cred că a fost între puținii fotbaliști care nu prea jurat pe teren, care nu era cu hate așa, nu prea faulta ceilalți fotbaliști și tot timpul era pus pe glume. Gică Craiovanu era sufletul echipei acolo. Vine de Gică ăla. Mic când a fost prima dată piciorul pe mingi. Grande, eu mi-aduc aminte de mucos, îți dai seama, în curtea școlii, chiar dacă nu eram elev, te duceai cu prietenii, cu colegii, eram fițos, aveam tenești de la Drăgășani. Oho. I-ai purtat, Cătă? Cum sunt? Da. Toată lumea se rupea un talc cu sânge. Da, eram cocoși, cu aia eram cocoși. Erau buni aia chinezești când îi prindeai. Da. Când aveam tineșia albi de la Drăgășean, ziceai că e șpele. După aia am început să joc la Slatina. Foarte mulți fotbaliști buni, de la Slatina minus eu. Și așa am început să joc la 13 ani. Am ajuns după aia la Severin, era marele bal la ce antrenor. Am făcut o jumătate de an foarte bun la Severin și am ajuns la Craiova. De la Craiova direct la San Sebastian. După aia am coborât la Villarreal 4 ani și după aia 4 ani la Getafe, unde a fost cea mai mare Caterinca. Acolo eram unde a fost și contra, 25 nu? De prieteni, eram praf varză. Eram unde toți. A fost și contra, nu? Contra. De cine l-a adus pe Cosmin. Ah, da, ok, da. Pușcăria e mică de pătrunire. Din trecutul glorios, care sunt momentele cele mai frumoase? La Craiova titlul, fără discuții. Ați prins titlul, 91. Da, 91. Ultimul titlu. Ok. Cupa campionatul. În 90, faptul că am ajuns la Severin și l-am cunoscut pe Balaci, care era idolul meu. Eu am jucat cu toată viața datorită lui, pentru că îl iubeam foarte mult. Și... fără discuții, prima calificare a mea ca jucător la național în Statele Unite. Și dintr-un conflict cu Neapuiu, care nu e vina mea, dar am uitat ce s-a întâmplat, n-am mai ajuns la mondial. Nu cred! Deci, de asta n-ai ajuns? N-am știut. Da, i-am spus că nu vreau să joc noar. El mă utiliza, mă folosea noar și eu n-am fost noar niciodată. Și atunci eu nu știu să dau cu capul, în primul rând. Da, da, da. Și s-a supărat pe mine, a zis, tu la lor nu mai vii când sunt eu antrenor. Pe parcă nici Lăcă tu n-a mers atunci în 94. Nu, nici Lăcă. Deci cei mai buni atacanți din România n-au mers. A fost Viorel, cred, prima oară când a fost Viorel Moldovan și juca Radu. Radu era titular. Radu Cioiu. Da. Radu Cioiu, da. Și Radu ajunsese la o formă extraordinară. N-aveai cum să-i... Era în formă bună atunci, da. Și cel mai greu moment din carieră? În 94 am pierdut finala cupei cu Gloria Bistrița când eram capitan la Craiova. Cel mai important gol marcat în Spania? Cu Bilbao, tot timpul cu Athletic Club. A, deci am jucat și la Atletico Bilbao? Nu, contra. Și mereu când le dădeam goluri eram cel mai fericit, că mi-ajungeau acasă mușchiuleț de aia, de vită, vin, da, la fiecare gol. Serios? Ciuleton îi spune. Ciuleton de boi, ăla cu os de boi, da. Marfoi, ăla e vreo 100 de euro, bucata aia. Vă trimiteau acasă pachet. Mi-l aduceau ei, după 20 și ceva de ani am încă clubul acolo de fani, la San Sebastian. Ce tare! Tare de tot! Din câte știu, ai rămas în Spania, trăiești în Spania? Stau de 28 de ani în Spania. Da, și am înțeles că pentru cine comentezi acolo? Onda Cero, am fost la Sexta, mai fac Canal 9, mai fac meciuri.
meciul, da. La Movistar, dar mai puțin, televiziune mai puțin. Și bineînțeles la Craiova, director de imagine. A, da? Trăiesc în Spania. Vin când are clubul nevoie de mine, sunt prezent la datorie. Cine vă gătește acasă? De ce mă întrebi? Păi, nu întreb ce gândiți pentru cine gândiți acasă. De-aia zic, cine vă gătește? Îți spun ceva și te surprind. Da? Am un restaurant și mă duc să mănânc acolo. Că unde? În Spania? Aveam în Getafe, dar m-am mutat acolo la Castellón, că la mic al meu, Alejandro s-a îndrăgostit de o fată din Valencia și s-a mutat, m-a lăsat la Madrid. Da. Și acum ești în Castellón. Acum m-am mutat la Castellón. Am fost și eu Castellón. De 54.000. Da, e tot Castellón prin de români. Și nu vă mai faceți o cărciumă și aici în Castellón? Nu. Deci doar la cărciumă mâncați? Dacă la cărciumă mănânci. Deci frigiderul e pentru șpriți. Da. Știți care este treaba? Tati mi-a dat mânuși de box când m-am născut. Mi-a pus mâinile la picioare și invers. Da, nu știu să gătesc. Da. Să vede. Zic să păstrăm aparențele. Deci tu vrei să mă oblizi să gătesc? Nu. Eu vă dau ăsta cadou ca amintire să-l puneți lângă sticla de vin. Să aveți cu ce să tăiați brânza. Are multe, nu știu pe care, la care să-l pună. Să aveți cu ce să tăiați brânza, că nu zic de tocat, că n-are sens. Da, vă mulțumesc. E cuțitul prietenilor. Brânza și hamonul. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim grande. Felicitări. Chiar surpriză. Ce plăcere. Veniți la o bere. Orboare. Veniți, spune la o bere. Cu drag. Haideți. Hai la o bere. Pe acolo. Gică Craioveanu pentru mine este modelul de fotbalist de succes, plecat de jos, ajuns foarte sus, cu un spirit atât de, cum să spun, de tânăr. Un băiat extraordinar, un fotbalist de mega, 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 mega top. Sper să nu aibă ceva mâine, poimine, să ajungă pe la urgențe. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.